astăzi am băgat divorțul și fiecare e liber să-și facă viața cum dorește. Ea poate să-și o facă și praf. Adică toată lumea din jurul e certată, pusă la punct, se țipă, se zbiară, toți în jurul ei merg pe sârmă, efectiv, sau în vârful picioarelor, nu doar eu. Eu eram singurul, pot să spun, care mă impuneam în fața ei. Din nefericire, după îndelungate discuții în contradictoriu. Dar ea e un zbir, ea e o dictatoare. Doamne ferește pentru cineva să locuiască în preajma ei sau să stea mai mult în preajma ei. Niciodată nu e mulțumit de ceva sau de cineva anume. Tot timpul vrea altceva de la interlocutori, de la persoane apropiate. Niciodată nu e mulțumită de o persoană apropiată orice ar face respectiva persoană. Și asta o face o femeie indezirabilă. Silvestru Șoșoacă aruncă bomba. Astăzi a depus actele pentru a divorța de Diana Șoșoacă. Acesta spune că a trăit un calvar alături de senatoarea Diana Șoșoacă. Dumnezeu ne spunea nouă celor de la televiziunea Tele Europa Nova că simțea de mult că nu o mai iubiți. Probabil era invers, simțea de mult că nu o mai iubea și nu știa cum să facă să scape de mine. Da, poate că sentimentul din cauza răcelii a devenit... și la mine în suflet încet o răceală. Nu vreau să vorbesc despre aspectul familial, chiar deloc. Silvestru Șoșoacă spune că a fost umilit în public de nenumărate ori de Diana Șoșoacă. Scandalurile și înjurăturile, spune acesta, erau aproape la ordinea zilei. M-am simțit că în alte 10 de lucruri din astea lunar, atenție, 10 de momente de genul ăsta penibile lunar, în public sau oriunde, nu mai conta, ea nu mai avea niciun fel de frână, nu mai avea niciun fel de autocontrol și ca să nu degenereze în ceartă discuțiile astea, de regulă eu vedeam de treaba mea, înghițeam în sec și purtam discuțiile după aceea în privat. Diana, da, nu mai avea niciun fel de autocontrol și făcea asta tot timpul. Cum mă simțeam, vă dați seama, ca naiba. Dar nu a fost o chestiune singulară, vreau să spun că asta era o regulă pentru Diana. Iar apropiații noștri știau. Iar eu le evitam cu diplomație. Dar bine nu mă simțeam, vă dați seama. De asta și divorțez. De asta am și băgat astăzi am băgat divorțul și de acum încolo sper să scap cât mai repede de ea. Soțul Dianei Șoșoacă spune că va lupta să îi ia numele senatoarei.